Salut, Balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna, tarotul, pentru săptămâna 24 octombrie 30 octombrie o săptămână cu uh, o lună nouă și o eclipsă parțială de soare în Scorpion, uh, pentru care ați primit uh, sfatul tarotului ermetic și runele. Acum să vedem ce va aduce nou această săptămână. La ce schimbări să vă așteptați? Răsturnări de situații? Haideți să vedem. Balanțe. O săptămână în care voi ați vrea să vă folosiți ideile, creativitatea, eu știu, gândirea. Sunteți balanțe. Dar parcă aveți așa un blocaj. Nu puteți să găsiți o soluție pentru ceva. Nu puteți să vă folosiți gândirea. Este momentul să încercați să vă eliberați de anumite tensiuni și veți găsi soluții, fiindcă aveți deschis drumul. Este important să vă schimbați concepțiile, să vă eliberați de anumite constrângeri. Voi. Voi aveți o trădare. Ați spus mințiți, a spus trădați cu ceva și aveți această trădare, cum să spun, care vă marchează. Vă marchează în genul că vă aduce suferință această trădare. Veți afla probabil un secret despre o persoană și o să vă dați seama Ia uite, eu am ținut un șarpe la piept. Ceva de genul ăsta, știți? Am crezut că e o persoană cu care pot discuta sau pe care mă pot baza și de fapt uite că nu. Ceva de genul ăsta, deci este un moment în care voi veți avea această suferință când aflați că sunteți strădați de cineva. Sau mințiți. A spus mințit. Și uh, totuși aveți uh, ceva care vă aduce bucurie. Ceva care eu știu, aveți un hobby, o creativitate, jocuri, comunicați cu o persoană iubită, comunicați cu un copil. Este o comunicare rapidă, o comunicare pe internet, o comunicare care vă aduce bucurie. Deci vă descărcați, vă comunicați cu aceste persoane. Legat de cunoașterea voastră, este o cunoaștere care va aduce totuși o eliberare spirituală, va aduce uh, o bucurie, arătați iubire, arătați iubire pentru uh, cei cu care mergeți într-o călătorie. Va aduce această călătorie, eu știu, uh, iubire sau poate. Par Participați la o călătorie care să fie legată de un pelerinaj și atunci totul este legat de religie, de spiritualitate și vă simțiți foarte bine și arătați această iubire pe care o revărsați. O arătați pentru ceilalți. Voi sunteți chiar cu banii, pe bani, pe resurse, chiar cu banii. Dar aici aveți resursele bani. Bani pe care îi primiți poate ca ajutor sau ca sprijin din partea unui rege de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în taur, un bărbat care poate să vă ajute pe unii cu un ajutor pe cuniar, pe alții cu o susținere financiară, fiind o relație pentru voi, sau poate să reprezinte chiar rezolvarea unei situații legate de bunurile materiale, o clarificare a unei situații de bunurile materiale. Este un moment foarte benefic pentru voi cu acest rege de monede. În ceea ce privește locul de muncă, sănătatea, voi petreceți vă distrați la locul de muncă, dați o serbare, bă, aveți o petrecere sau poate sărbați reușita unui tratament. Vă simțiți bine și dați o petrecere și vă distrați. Este un moment în care aveți relații noi, prieteni noi, arătați prietenii pe care îi aveți și vă simțiți foarte bine, fiindcă este un moment benefic pentru voi. Treiul de cupe. O distracție. O relaxare. În schimb, în carieră, sunteți scos țapii spășitor. Sunteți sacrificatul. Cei din jur vă sacrifică, vă țin în stagnare, cam asta ține, vă țin în stagnare, nu vă lasă să evoluați, voi ați vrea să evoluați, ați vrea să mergeți mai departe, dar nu puteți din cauza celor care vă țin în această stagnare. Uh, ei au tot felul de dip cum să spun, de motive, că ați ajutat pe cineva, că voi faceți, că voi spuneți și nu o să vă uh, puteți înțelege cu ei. Puteți să vă schimbați concepțiile voastre și vă eliberați oricând din această stagnare. În uh, acest domeniu de comunicare, de relații, de contracte, de asocieri, ia uitați, voi sperați. Sperați că aveți o comunicare bună, că această comunicare cu uh, apropiații, fie cu frate, soră, veri, verișoare sau cu vecini, vecine, uh, să vă aducă acea protecție a căii voastre prin viață, să vă protejeze drumul vostru prin viață, acceptând dreptatea, adevărul, făcând această legătură dintre voi și natură, divinitate. Deci, speranța voastră că voi vă păstrați această adevăr și dreptate. Și ceilalți vor înțelege și veți avea o, un drum uh, pentru a vă atinge un scop uh, sub protecția adevărului și a dreptății. În schimb, uh, într-un contract, într-o asociere, într-un proces, ați muncit foarte mult, ați depus eforturi, ați. Uh, făcut schimbări prin munca voastră și v-ați dori să primiți o răsplată pentru munca voastră. Acestea sunt aceste contracte, dice, ceva în care voi munciți foarte mult. Poate fi vorba de o afacere, de o... chiar și de un proces în care ați muncit foarte mult să ajungeți la un final. În schimb, aici o relație cu prietenii sau cu protectorii sau asociații profesionale vă aduce bani. Voi veți primi niște bani. Bani care vă dau o stare de bine, bani care... pe care puteți să investiți. Sunt bani care reprezintă o valoare mai mare, este o sumă mai mare de bani, care vă dă da această posibilitate să investiți. Să investiți într-o locuință, într-o mașină. Este un aspect foarte benefic pentru voi, asul de monede. Este un fel de talisman al norocului. Sau voi sperați să primiți acești bani? Din aceste relații pe care le aveți voi. De da, stau și mă gândesc dacă îi veți primi acești bani sau uh, voi vi doriți. Deci, cam asta reprezintă acești bani. Îi așteptați și, bineînțeles, familia, căminul, trecutul, schimbarea, transformarea și karma voastră, sacrificiul vostru. Speranța voastră sau, cum să spun, secretul vostru. Aveți aici contestarea din familie. Cineva vă contestă bunurile voastre, consideră Probabil că voi ați avut un partaj și ați luat prea mult, ei prea puțin, nu se vi se cuvine, dar întotdeauna să știți că aici este vorba de munca voastră. Și ceilalți vă contestă munca voastră, de fapt. Dar această contestare nu puteți face nimic, fiindcă dacă ați încerca să le demonstrați printr-un proces, prin orice, nu ați face decât să cheltuiți timp și bani și nu veți ajunge la nimic. Nu veți obține nimic. În ceea ce privește, dar cert este că este o stare tensionată prin faptul că cineva vă tot scoate ochii sau vă tot face, creează probleme, că el consideră că vrea nu știu ce. Și este o stare de Tensiune, de muncă, efort. În ceea ce privește schimbarea, s-ar putea, putea să vie de la o fecioară, un bărbat cu ascendent, Zodie în fecioară, un bărbat tânăr, care călătorește mult, dar și aduce bani. El se descurcă cu banii foarte bine și acest aspect poate să dea pentru voi această prinț de monede. Da, un prinț de monede. Care dă această schimbare, resursele. Și voi vă doriți să aveți noroc. Acest noroc poate să fie în avantajul vostru sau nu. Totul depinde de voi. Dacă vă doriți ce este posibil, atunci îl veți primi. Dacă vă doriți ce este adevărat, ce este corect, ce este drept și, bineînțeles, trebuie să vă ascundeți scopurile și să, uh, vă, să fiți fermi în ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Dacă observați, toate aceste personaje au câte o carte deschisă aceste personaje. Toți își respectă regulile lor, toți uh, studiază, toți cunosc, toți, uh, cum să spun, aplică regulile care sunt scrise în aceste uh, cărți. Și vorbim de gândire, de uh, energie, de vitalitate, de Creativitate, de comunicare. Deci, dacă respectați aceste reguli, aveți șansa să primiți cheia puterii în palma voastră. Aceasta este etalarea pentru balanțe. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.